este o sărbătoare extraordinar de importanță și mare, în care fiecare dintre noi ne bucurăm de acest moment. Frații și surori, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, că și după ce s-a născut Iisus, în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Erod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au pus o întrebare. O întrebare care a răsunat peste veacuri. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Spune cuvântul lui Dumnezeu că Erod, împăratul, s-a tulburat și împreună cu el s-a tulburat întreg Ierusalim. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu spune că și au văzut din nou steaua, mergând înspre Betleem și ajungând acolo, când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ, i s-au închinat, apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Frăților, în seara aceasta n-am vrea să ne deschidem cutiile, să ne deschidem visteriile noastre cu aur, cu tămâie și smirnă, ci am vrea să ne deschidem inimile noastre și să ne plecăm înaintea Celuia care a venit din ceruri pentru ca să ne mântuiască. Și prin cântarea frumoasă de la numărul 488, cu o reverență totală, cu o inimă deschisă și cu întreaga ființa noastră, să venim înaintea lui Dumnezeu și înaintea Domnului Iisus Hristos și să-i spunem: astăzi vin să-mi plec genunchii. Înaintea este tare. Copilaș din altă lume, obosit de frig și cale. Haideți să ne ridicăm. Și cu un respect total pentru acela care a venit în lumea noastră și să moară pentru noi, ca prin jertfa lui să avem mântuirea sufletelor noastre, să ne deschidem inima și să cântăm cu tot sufletul nostru.